Europarlamentarul Virgil Popescu, membru al Partidului Popular European și fost ministru al energiei, a transmis pe rețelele sociale un mesaj tranșant pentru membrii Partidului Social Democrat pentru blocarea fondurilor din PNRR. Virgil Popescu a acuzat lipsa de acțiune a ministrului fondurilor și proiectelor europene, Adrian Căciu. PSD este în culpă totală cu blocarea fondurilor din PNRR și vrea să acopere cu disperare acest lucru. Culma ipocriziei este chiar la ministrul ministrul Căciu, care spune acum, citez, atunci când vom analiza exact căile pentru care să ajungem la obiectiv, vom găsi soluția juridică de așa manieră încât statul să nu trebuiască să plătească daune. Întreb și eu logic, tu până acum, într-un an și jumătate de când conduci negocierile cu Comisia Europeană pe PNRR, ce ai făcut, domnule ministru Căciu? De ce nu ați refăcut procedurile fix pe OG 109? Faptul că reprezentanții Comisiei vorbesc de un principiu nu înseamnă că cei care conduc companiile din energie nu își fac treaba. În loc de concluzie, domnule ministru Căciu, aveți soluția pe masă de peste un an și nu faceți nimic, a transmis europarlamentarul. Virgil Popescu i-a transmis ministrului Căciu să renunțe la basme și fabulații referitoare la activitatea sa, subliniind că este la Bruxelles de doar câteva luni. Acesta a subliniat că, în ciuda criticilor, companiile de stat au performanțe excelente și a provocat ministrul să inițieze imediat selecția noilor consilii de administrație respectând legea și responsabilitatea față de cetățeni.